Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi, care vor fi cărțile care vor intra în această etalare despre voi, dragii mei, despre voi cei care sunteți în fața micului ecran, cei care sunteți într-o conexiune de dragoste și vă doriți să știți încotro se orientează această relație a voastră în perioada următoare, sau pentru cei care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți cum va evolua această situație de viața voastră, dacă veți rămâne așa și în continuare, sau veți cunoaște și voi o persoană cu totul specială pentru voi. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba aici. Iată că prima carte din etalare este Luna, dragii mei, dragile mele. Luna, această carte care îmi vorbește despre o persoană foarte sensibilă, o persoană foarte intuitivă, o persoană care se gândește foarte mult la tine în aceste momente și nu doar că se gândește la tine, dar simt că această persoană are fluturaș în stomac. Da? Este cineva care nu s-a mai simțit niciodată așa în legătură cu o persoană, este foarte posibil să fie chiar sufletul tău pereche, dragul meu sau draga mea. Pentru aceia dintre voi care priviți la acest video și care ați întâlnit persoana vieții voastre, care simțiți că ați întâlnit această persoană a vieții voastre, dar din anumite motive drumurile vă despart, da? Viața v-a despărțit la un moment dat. Ei bine, dragul meu sau draga mea, dacă drumurile v-au separat pe voi doi la un moment dat, iată că începând cu aceste momente, da, aceste drumuri se vor reînchega pentru voi, da. Vi se va reoferi șansa să vă revedeți, să reînchegați relația în care ați fost la un moment dat sau pe care ați început să o aveți, da? Este clar că prin această carte, Luna, da, vedem că această persoană trebuie să renunțe în primul rând la anumite temeri pe care le-a manifestat în această relație, începând cu momentul în care te-a văzut prima oară, da? Cele mai mari temeri ale sale au fost acelea că la un moment dat tu ai putea să te manifesti la fel ca oricare alta, dar la fel ca oricare altă persoană pe care a cunoscut-o, și anume s-ar putea ca tu foarte bine să decizi la un moment dat să pleci din relație și să-l lași baltă sau să o lași baltă pe această persoană. Această persoană se teme de abandon, dragul meu sau draga mea, nu te teme de asta, nu te învinovăți prea mult pentru că nu ai făcut tu nimic. Această persoană are această rană din copilărie, se pare că cel puțin unul din părinții săi a greșit în asemenea mod față de el sau față de ea și l-a tratat în asemenea fel încât a creat această rană în sufletul său, teama de abandon, teama ca nu cumva să fie părăsit sau părăsită la un moment dat, da? De persoana iubită, da? Despre asta vorbim. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că în ciuda temerilor, da, în ciuda faptului că s-a confruntat cu aceste temeri, cu aceste limitări provenite din copilăria sa, această persoană va deveni din ce în ce mai curajoasă în perioada următoare și va începe să se gândească tot mai temeinic la ceea ce își dorește să facă, la o strategie, da, o strategie de a veni în fața ta, de a-ți vorbi despre sentimentele pe care le simte, pentru că am spus, această persoană are fluturaș în stomac, dar este foarte îndrăgostit sau îndrăgostită de tine. Poate că tu te gândești, dragul meu sau draga mea, că această persoană nu te dorește sau că această persoană nu mai simte ceea ce și tu simți, da? Pentru că, de fapt, amândoi simțiți acest fluturaș în stomac, da? Pe amândoi vă leagă sentimente foarte puternice unul față de celălalt. Ei bine, dragul meu sau draga mea, să știi că nu este adevărat, să știi că această persoană se gândește și s-a gândit tot timpul la tine de când v-ați despărțit. Și iată, acum îndrăznește să facă acest plan de bătaie, să vină spre tine și își dorește mai mult decât oricât să începeți un nou capitol în viața dumneavoastră, pentru că acest as de cupe, despre asta vorbește, despre un nou început, da? Vi se va oferi șansa și taina acestui nou început în dragoste.
da, un nou început extrem de frumos alături de persoana pe care o iubiți, alături de acest suflet pereche care v-a fost dat nu degeaba, ci pentru a vă completa, dragul meu sau draga mea. Știu că sufletul vostru a fost îndurerat în toată această perioadă cât nu v-ați văzut și poate că la un moment dat ați dezarmat, în sensul că nu v-ați mai gândit că șansa unei posibile revederi vi s-ar mai putea reda, da? Dar iată că în aceste momente despre asta trăiți, da? Asta experimentați, dragii mei, și experimentați pentru că meritați, experimentați pentru că iată, ați știut să vă detașați de această situație, chiar dacă v-a fost foarte greu, da? Să nu vă mai gândiți la această persoană. Și iată că fericirea se apropie de voi cu pași repezi, dragii mei, dragile mele. Zecele de cupe vorbește despre împlinire, despre satisfacție la nivel de cuplu, despre faptul că aceia dintre voi care nu aveți încă o familie, să știți că vă veți împlini la acest nivel, da? În sensul că vă veți face o familie alături de această persoană cu care visați să fiți, să știți că în momentul în care această persoană va veni spre voi, nu va veni degeaba, nu va veni cu mâinile goale, va veni, bineînțeles, cu un buchet de flori, va dori să îl ierți sau să o ierți pentru ceea ce s-a întâmplat între voi la un moment dat și, bineînțeles, că poate nu imediat îți va face această propunere, dar la un moment dat se va deschide față de tine și îți va îndrăzni să-ți vorbească despre despre dorința sa de a avea un viitor cu tine, da? Bineînțeles că asta nu înseamnă că te va cere în căsătorie imediat, da? Nu te gândi la propunerea atât de bruște, dar oricum îți va face invitația probabil de a merge într-un loc foarte frumos și acolo odată mergând împreună, vi se va deschide șansa să vorbiți și despre proiectele voastre în această conexiune, da? Pentru că și atunci vei afla intențiile acestei persoane, da? Care sunt unele cât se poate de serioase, cât se poate de stabile. Această persoană își dorește să te facă, să te facă persoana sa pe viață, își dorește să aibă un viitor cu tine, își dorește să se căsătorească cu tine, își dorește să-și facă o familie cu tine, da? Își dorește toate aceste lucruri lumești pe care orice persoană normală la cap și le-ar dori în momentul în care întâlnește o persoană așa cum v-ați întâlnit voi. Da? Și iată că veți avea aceste lucruri, da? Veți avea aceste lucruri la care voi visați, pentru că și voi, dragii mei, dragile mele, vă veți deschide extraordinar de mult față de această persoană în momentul în care el sau ea va propune și va vorbi despre aceste aspecte. Da? Așadar, spuneam, vă deschideți spre fericire, vă deschideți spre acel moment de culminare a relației voastre, spre ceva la care poate nici nu ați visat. Hai să vedem și următoarele cărți. 9 de cupe. Este o carte care tot revine în aceste etalări ale noastre. Probabil că cineva îmi spunea că această perioadă, urmărind videoclipurile pe YouTube, cineva spunea la un moment dat că această perioadă a lunii pline în vărsător nu este o persoană, nu este o perioadă bună pentru manifestare. Ei bine, dragii mei, dragile mele, iată că aceste cărți îmi vorbesc despre lucruri cu totul inversate, în sensul că manifestările continuă, dar de fapt ăsta este un lucru dovedit din toate punctele de vedere, da? Manifestările se pot întâmpla oricând, indiferent de aspectele astrologice. Poate cu câteva excepții mici, da? Iată că dorințele voastre se vor împlini în această perioadă, veți trăi împlinirea viselor voastre, da, acestea se vor adeveri în viața dumneavoastră și veți atinge fericirea, dragii mei, dragile mele. Aceste cărți sunt foarte apropiate ca sens, 9 de cupe și 10 de cupe, da? Bineînțeles, asta înseamnă și că unii dintre voi veți putea avea de-a face cu o persoană dintr-o zodie de apă. Aceasta înseamnă că vei avea de-a face cu o persoană foarte sensibilă, o persoană care pune preț foarte mult pe sentimente, pe emoțiile sale și o persoană care își va dovedi, îți va dovedi că își dorește împlinirea alături de tine. Da? Vei trăi împlinirea alături de această persoană.
Și iată că vedem aici și transformarea, dragii mei, dragile mele, cartea cu numărul 16, care îmi vorbește despre o realizare foarte mare pentru tine, dragul meu sau draga mea, faptul că viața ta va trece printr-o schimbare dramatică. Dramatică, dar nu în sens negativ neapărat, dar oricum o transformare care va răsturna totul cu susul în jos. De ce? Pentru că se pare că există nevoia unei reconstrucții în viața ta, da? Totul se va dărâma, ca să zic așa, pentru a se reconstrui din nou mai apoi. Cu această ocazie, acestei transformări, te vei elibera, dragul meu sau draga mea, de constrângeri pe care le-ai simțit în viața ta până acum. Te vei elibera de temeri, te vei elibera de limitări pe care le-ai simțit în existența ta, da? Poate te vei elibera și de influența anumitor persoane negativiste în jurul tău, da? Sau poate de gânduri negative pe care tu le-ai manifestat în viața ta până acum, da? Având în vedere că viața ta se transformă cu 180 de grade la un nivel la care nu puteai visa, iată că vei trage concluzia că gândurile bune sunt mult mai potrivite pentru viața ta decât cele negativiste și le vei lăsa pe acestea din urmă, în urmă, da? Le vei lăsa în urmă fără să le mai bagi în seamă și ocupându-te doar de existența ta și doar de a răsădi noi gânduri pozitive în conștiința ta. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici pajul de bâte, dragii mei, care îmi spune că există această persoană în viața ta foarte creativă, foarte entuziastă, foarte motivată să facă lucrurile într-un anume fel. Da? Poate vei întâlni această persoană, poate că este tocmai sufletul tău pereche, da? Această persoană prin exuberanța sa, prin dorința sa de a trăi într-un anume fel și mai ales foarte bucuros sau bucuroasă, da? Prin entuziasmul său acesta foarte molipsitor, da? Te va face să te simți... Să te simți foarte bine în propria ta piele, da? Să te simți foarte bine că îl ai sau că o ai pe ea alături de tine. Te vei bucura foarte mult de creativitatea ta, de creativitatea acestei persoane, de pasiunea voastră, de faptul că puteți să realizați lucruri împreună, da? Toate aceste aspecte care contează atât de mult într-o relație. Hai să vedem și următoarea carte. Reconciliere, dragii mei, pentru aceia dintre voi care simțiți nevoia unei reconcilieri sau pentru care simțiți nevoia că cineva trebuie să revină din trecutul vostru, ei bine, dragii mei, dragile mele, să știți că această persoană revine și nu o face întâmplător, ci revine pentru împăcare, da? Așadar, o nouă împăcare în viața voastră, o nouă împăcare spre care v-ați orientat de la început și hai să vedem și mesajul cărților de oracol. Când treci dincolo de această lume, nu e nimic cu tine, ci doar sufletul și amintirile pe care le-ai împărtășit cu cei pe care îi iubești. Așadar, dragul meu, draga mea, fii foarte atent sau atentă la aceste amintiri pe care ți le creezi în orice moment al vieții tale, da? Pentru că asta este ceea ce luăm cu noi și poate nici măcar asta, da? Poate doar acel sentiment de bine, de bunăstare pe care ni-l creăm la fel în orice moment al vieții noastre. Hai să vedem și această carte. Da, nu știu dacă este cazul, probabil că este cazul anumitor persoane dintre cei care privesc acest video, da, să faceți o căsătorie de conveniență. Da, acest mesaj vă spune că atunci când are loc o căsătorie fără dragoste, nebazată pe dragoste, bineînțeles că va fi și dragoste fără căsătorie. Da, adică este foarte posibil ca unii dintre voi, să zicem, să porniți la un asemenea drum de căsătorie, de a face casă cu o persoană pe care nu o iubiți foarte mult de la început, da? O relație în care nu ați investit sentimente de la început, dar acest lucru se va întâmpla pe parcurs, da? Va veni cu timpul. Da, se poate întâmpla și acest lucru.
Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!